Salut, Denis, bine ai revenit la echipa națională. Spune-mi, te rog, cum ai reușit ca după o perioadă cu accidentări destul de dese să îți revii la Atromitos, să joci constant, să marchezi? Da, m-au primit foarte bine. Am găsit un grup foarte cald acolo și m-au ajutat să-mi revin. Sunt bucuros că am reușit să marchez din nou și sper să o fac și pentru echipa națională. Ce vedem vineri? Mai periculos Ali Bek pentru România sau cu echipierul tău de la club, cu Luris, pentru Grecia? Ați discutat pe tema meciului ăsta? Am vorbit. Important este să jucăm, în primul rând, și după vom vedea care va fi mai periculos. Din cum simți tu fotbalul din Grecia și presa de acolo, mai ales după începutul tău bun la Atromitos, crezi că o partidă bună sau foarte bună pe care ai putea să o faci vineri te-ar aduce mai aproape de echipele mari ale campionatului grec, de granzi? În general, toate echipele se uită după fotbaliști care joacă pentru echipa națională și mereu am încercat aici să joc cât mai bine, să dau totul pe teren, dar câteodată nu s-a putut. Ai deja multă experiență, ai jucat atât în țară cât și în străinătate. Cum simți tu în timpul unui meci, care ar fi primele semne că va fi un meci bun pentru tine sau o seară lungă și tristă, cum se spune? Depinde și de adversari, pentru că îi simți în teren, simți și cu echipierii și atunci îți dai seama dacă va fi un meci bun. Ai debutat cu Anghel Iordănescu la echipa națională, ai fost cu el la Euro 2016. După primele contacte, după primele impresii, e diferit Eduard Iordănescu? Da, este diferit. Aștept acum să lucrăm mai mult, pentru că este prima oară când lucrez cu dânsul și sper să facem o treabă cât mai bună. Din lotul de acum, pentru acțiunea din martie, ați fost la un campionat european doar tu și Kirikeș, la Euro 2016. Fiind început de drum, te gândești să le povestești și celor mai tineri, precum Tavi Popescu, spre exemplu, din ce ai trăit, cum e experiența asta în turneu final? Da, sperăm să ajungem acolo. Este un sentiment unic pentru fiecare jucător. Important este să ne ajutăm în teren și să reușim să ajungem din nou acolo. Sincer, cât la sută din reușita unui antrenor crezi că o reprezintă pregătirea tactică și cam cât la sută ar fi gestionarea relației cu lotul, cu jucători? Părerea mea că la echipa națională trebuie să fim o familie. Asta este cel mai important și să putem să dăm totul pentru antrenor și pentru țară. Cum și când preferă un fotbalist să afle că va fi rezervă? Spre exemplu, care ar fi pentru tine modul cel mai bun sau momentul cel mai bun care să mă șteargă din supărare? Să-mi zică în cozi înainte de meci. Dar cel mai bun mod prin care poate un antrenor să te recompenseze după un meci pe care l-ai decis prin golurile tale? Bine, dincolo de faptul că îți dorești să te titularizeze constant. Da, eu sunt un jucător care îmi place să încep de la început și da, asta sper să se întâmple și bine. O statistică interesantă spune că Ibrahimović a înscris peste jumătate din toate golurile sale după ce a împlinit 30 de ani. Crezi că poți să mergi și tu pe tiparul ăsta? Ce să zic, Doamne ajută!